Am revenit în garajul Europa FM pentru că miercuri asta vrem să marcăm o premieră, să lansăm ceva, orice. Am fi vrut să lansăm absolut ceva, orice în garajul ăsta. Așa că am invitat pe Boschito să lansăm o piesă nouă, nouță pe care ați auzit-o tot aici. Bine venit, Radu! Bine v-am găsit! Deși ai promis că o să vii cu Madam Hooligan în garajul nostru, iată-te tot cu Boschito. Păi stai puțin, nu cred că a trecut suficient timp ca să pot fi acuzat că nu mi-am onorat promisiunea cu Madam Hooligan. Urmează și asta. E foarte adevărat. Miercuri pe 16 noiembrie vrem să marcăm o premieră. Practic vom lansa în garajul Europa FM piesa pe care a cântat-o pe 3 august în premieră și exclusivitate la concertul vostru, Când îngerii pleacă. Absolut. Am cântat piesa destul de întâmplător. Nu, pe bune, nu era inițial în playlist. În ultima secundă. Da, nu era inițial în playlist, dar o făcusem așa ca idee și după ne-am gândit că ar fi bine să testăm, să vedem cam ce reacții vor fi din partea fanilor noștri. Ne-am bucurat că a fost primită foarte, foarte bine și am avut foarte mult feedback și noi și voi și la televiziunea care a difuzat imagini live și ne-am hotărât să o înregistrăm ulterior în studio. I-am făcut varianta oficială și practic ce facem noi acum, lansăm primul single Boschito oficial după 7 ani de zile. 7 ani au trecut? 7 ani apocaliptici. Wow, aproape că nu-mi vine să cred. Oricum piesa sună foarte bine, pot să mă laud cu asta, cu faptul că am ascultat-o. N-am văzut videoclipul pentru că vreau să vorbim și despre asta. Practic, miercuri seara lansați într-o conferință de presă și videoclipul melodiei. Zim două cuvinte și despre el. Cred că pot să divulg deja una dintre surprize. Nu lansăm videoclipul, ci lansăm videoclipurile. Pentru că am făcut două variante la piesa Când îngerii pleacă, varianta în română și varianta în spaniolă. Cum se numește în spaniolă? Eres mi ángel. Mă rog. Avem două variante de videoclip pentru România și pentru țările din America Latină unde vom licenția piesa. Asta e un lucru chiar frumos. Până miercuri seara, când vom asculta piesa, te aștept miercuri la prânz în studio, în Europa Express, la 11:30, să ne dai atunci mai multe detalii, să vorbim despre Când îngerii pleacă, așa cum s-a transformat ea din august până în noiembrie, iar seara la 7:30 dăm drumul la radio la piesă. Va fi Iureș pe Facebook din nou? Să sperăm, vom vedea. Noi nu putem să știm niciodată ce reacții vor fi vis-a-vis de piesele noastre, dar ceea ce putem noi să facem este să punem tot ce avem ca și încărcătură emoțională în piesele respective. Este un cântec foarte personal pentru mine, este un cântec în care am investit din punct de vedere sentimental și ca timp și ca tot ce am putut. Am masterizat în cel mai bun studio de master din lume, în Los Angeles. Am făcut tot ce se putea ca să iasă piesa la cea mai bună calitate. Lucru, filosofie pe care o aveam și înainte cu Boschito și pe care vrem să continuăm. Nu întâmplător lansați piesa și la cel mai bun post de radio din Los Angeles, Europa FM. Bine, ne întâlnim miercuri în principiu la o conferință de presă. Sunt invitați ziariști, însă de data asta o să invitați voi și 10 fani, poate cei mai aprici Boschito, așa că e bine să urmăriți pagina Boschito de pe Facebook. O să găsiți acolo mai multe detalii. Mergeți pe pagina noastră de Facebook și vom selecta cei mai activi 10 fani care să fie prezenți, exact cum a zis și George. Iar din punct de vedere Europa FM mi se pare o idee foarte, foarte interesantă și îndrăzneață în același timp. Să facem o lansare de piesă și lansare de videoclip în garaj. Așa că suntem cu toții foarte curioși ce o să iasă și cum o să fie primit. Dar împreună facem o echipă faină și asta e important. Să mergem, să-i dăm înainte cu tupeu, că așa ne caracterizează și ne stă bine. Ne vedem și ne auzim miercuri la radio. Numai bine!